Începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Așa e, Nea Bebe, bună ziua, oameni buni, bună ziua și bine v-am regăsit. Ce faceți? Ce faceți? Cum sunteți? Sunteți foarte bine, mă bucur mult de tot. Ați mai slăbit, sunteți în limite normale. Plantă, nu era cazul despre tine. Vreau să vă zic, oameni buni, totuși că și Plantă, treci un pic pe aici, prin fața telespectatorilor, să vadă un altfel de Plantă, pentru că și Plantă, oameni buni, a slăbit, dacă nu vă vine să credeți. Uitați cum arată un om mai slab, cu câte kilograme? Aproape 6 kilograme. În cât timp? 2 săptămâni jumătate. Pe cuvântul tău de onoare? Pe cuvântul meu de pionier. Dar de unde ai slăbit, că nu se prea vede, adică? M-am tuns. Ah, sau tu de fapt ți-ai lăsat sacoșele cu cumpărături jos și de asta ai slăbit 6 kilograme. A fost o glumă asta. Mulțumim mult de tot. Oameni buni, exact cum ziceam ceva mai devreme, sper că ați avut un weekend minunat. Noi am avut, recunosc, că am încheiat săptămâna trecută tot pe primul loc la audiență. Și vă mulțumim vouă, dragi telespectatori, dar în primul rând vreau să mulțumesc și echipei mele minunate din spatele camerelor de filmat. O echipă extraordinară pe care n-aveți ocazia să o vedeți în fiecare zi, dar vă promit că o să fac un live cu ei pe Instagram și pe Facebook ca să-i vedeți. Așadar, o echipă de nota 10. Să știți că ne-am odihnit, ne-am relaxat, ne-am distrat cu prietenii și cel mai important, ne-am schițat planurile de viitor. De exemplu, vreau să vă zic puțin așa despre David al meu, care vrea să se facă războinic ninja, asta pentru că se uită toată ziua la Ninja Warrior și puteți să vedeți la mine pe Instagram, oameni buni, cum chiar promovează emisiunea pentru că este foarte pasionat. Pe Instagram, Cătălin Liuță Jos Măruță, prieteni, știți, da? Bine că acum eu știu și m-am liniștit că știu ce-și dorește el să fie, adică Ninja Warrior, tată. Dar pentru mine, mă rog, nici nu contează denumirea, contează că trebuie să-l stăpânesc în ultima perioadă, pentru că omul vrea să sară de pe canapea, pac pe lustră, pac pe televizor, de pe televizor pe candelabru și uite așa, în continuu, de pe candelabru pe chiuvetă, e ceva tare, Plantă. În fine, exagerez, doar să mă pun acum în calea fericirii copilului ar fi chiar culmea, nu? Acum, nu vă temeți, nu îngrădesc visurile, ci dimpotrivă îl încurajez și... De ce nu? Vă prezint un filmuleț săptămâna viitoare cu el în acțiune. De pe canapea, pe candelabru, pe televizor, pe ghiuvetă, v-am zis. Dar destul despre mine, că doar lumea nu se rezumă doar la David al meu, cum este și normal, nu? Vă mai aduceți aminte, vreau să vă întreb de pildă, de bucovinenii simpatici și talentați de la Balada Humorului? Da. Sunt sigur că da. Ei bine, și ei și-au urmat visurile, au venit aici, au participat la duelul ansamblurilor și de atunci viața li s-a schimbat. Faima li s-a răspândit în toate cele patru țări, au fost invitați la o mulțime de festivaluri și acum s-au extins și au făcut și orchestră. Înțelegeți, da? Ei bine, prietenii noștri de la Balada Humorului împreună cu celebrul lor coregraf Dan Lucanu și cu noua trupă de instrumentiști sunt chiar acum aici! Terminam melodia prea repede și mai aveam încă 20 de oameni de intrat. Nu-i nicio problemă, bună ziua! Mi-a fost dor de voi, nu v-am mai văzut de la duelul ansamblurilor. Ce faceți? Ați mai crescut? Sunteți foarte frumoși, arătați foarte bine. Și profesional. Tu ai mai slăbit, Dane. Frunzuliță Camălina, salutări din Bucovina. Omul întotdeauna are o poveste și o epigramă pentru noi. Mă bucur foarte tare că ești, Dan, aici. Ești schimbat, ai un alt look după ce ai schimbat, după ce ai fost la duelul ansamblurilor. Deja ai o altă prezentare, vreau să spun. Da. Director de ansamblu acum. Mă rog, să spunem în devenire, peste vreo 10-15 ani. Ești tânăr, ai timp, e normal, da, e firesc. Da, da. Bun. Îmi place să cred că o să prind suta și tot în formula asta și tot alături de voi. Ne bucurăm foarte tare, ei sunt de la Balada Humorului, oameni buni. Țineți minte, au fost la duelul ansamblurilor și au făcut o figură frumoasă ca să rămânem în domeniul ăsta sportiv, nu? Da, ne place să credem că da. Datorită vouă, da. Am înțeles că după ce ați apărut la noi la emisiune și v-a văzut foarte multă lume, nu mai faceți față cu invitațiile la festivaluri, la evenimente? N-am crezut că o să prind momentul ăsta. Ții minte, dacă am avea imagini la dispoziție, dacă nu într-o ediție următoare, dacă am avea imagini, am vorbit că mi-aș dori să fiu pe scenă, să fiu invitat, să fiu, să se știe de Balada. După a doua emisiune, slavă Domnului, la trei emisiuni deja spuneam pas, la a opta apariție la platoul lui Măruță. Trebuia să refuzați invitațiile.
Păi anul trecut ne invitau 16 sau 18 pensiuni, anul ăsta 64 și suntem în septembrie. Stai, deci pentru că sunt talentat, dar vreau să vă zic ceva. Lasă-mă să știți, să nu că ați fost la noi la emisiune, vă cheamă lumea peste tot. Categoric. Vă cheamă pentru că sunteți foarte talentat și chiar meritați să fiți categoric acolo. Categoric și calitatea are un rol important. Și am niște imagini cu emoțiile pe care le-ați... Uite-le acolo. Când ați participat la duelul ansamblor, nu știu dacă vă mai aduceți aminte. E cum? E proaspătă ca ieri. E proaspătă ca ieri. Aici erau lacrimi, erau momente de bucurie, nu? Haideți să le arătăm și celor de acasă, să le vadă, uite și ei așa. Dragul meu, la ediția aia... Uite, cu lacrimi în ochi, noi plângeam de o oră când ne-am văzut cu Măruță, dar după ce am câștigat. Felicitări! Foarte frumos, oameni buni! Și noi mulțumim! A fost o întreagă nebunie cu duelul ansamblurilor și foarte mulți oameni care s-au uitat la acest duel. V-ați extins? Pentru că data trecută ați venit doar cu perechile de dansatori, acum v-ați extins? Da, ne-am extins, aș putea spune că suntem la jumătate, efectiv, acum la tine în platou. Da? Deci chiar o să facem în felul următor, o să-i loc pe cei din dreapta de aici să treacă în partea stângă ca să-i vedem pe instrumentiști, vă rog frumos, nu de alta, dar trebuie să-i vedem aici pe colegii, pentru că balada humorului de acum încolo are și partea... Nu, am primit un cadou. A, cadou? Da, este o istorie fantastică, aseară am primit un cadou. Ia zi. Ne-am cunoscut acum vreo 3-4 luni cu domnul Ovidiu Schwartz. Da, să trec domnul Ovidiu. Dirijor, orchestrator și tot ce vrei. Da. Descendent dintr-o familie de folclorist, tatăl, unul din cei mai vechi coregraf din Bucovina. Și ați făcut, practic, absolut, o asociere a ansamblu Balada Humorului cu orchestra. Au avut primul ansamblu, Ciobănașul se chema, dacă mi-aduc bine aminte, și aseară a fost festivalul Friedrich Schwartz, a 5-a ediție, în memoria tatălui, dacă nu mai este din multă vreme. Aseară am primit cadou. Tot ce a făcut domnul Ovidiu din 40 de ani, o donat balade, cu repertoriu, cu tot și orchestra. Deci de acum încolo, oameni buni, suntem Balada Humorului este într-o formulă mai mult decât completă și cu instrumentiști. Aproape completă, pentru că ne-a obișnuit cu nărav. Tindem spre mai mult, mai bun. Perfecțiunea nu există, dar o atingem noi. Perfect. Sărut mâna. Dumneavoastră tot de la Balada Humorului acum. Acum, da. Acum, da. Am văzut culoarea la păr, mi se pare tradițională în anul acesta. Da, se potrivește cu cămașa. Se potrivește cu cămașa și pregătiți de acum încolo cu Balada Humorului, nu? Sigur că da. Bun, deci aici este armata de instrumentiști, ca să spunem așa. Da, așa este. Și de acum încolo peste tot la evenimente cu Balada Humorului. Exact. Sunt niște băieți extraordinari de talent și niște fete senzaționale. Tocmai de aceea nu poți lăsa deoparte așa ceva. Și vreau să vă zic ceva, e și o mâncare acolo în Bucovina, extraordinară. Nu se vede. Se vede. Și am simțit și mirosul. Numai o secundă să vedem despre ce este vorba, Dane, dăm voie. Vreau întâi să întreb dacă s-a însurat vreunul dintre voi, de când ne-am văzut. Deci nu s-a însurat nimeni. Nu, dar copii au. Adică nu s-a însurat, dar au copii? Au copii. Care are copii? Uite, e lângă mine cel mai proaspăt tătic de la Balada, la 19, 20 de ani, îmi dat, 20 de ani? Da. Bravo, după ce ai apărut la televizor, ai devenit tătic, a? Da. A, e bine. Băiat sau fată? Băiețel. Să-ți trăiască. Ne întoarcem la o cumătrie de acum. Știi că m-ai întrebat la sărbători, mai să nu prin sărbătorile acasă, care e a meu și care nu-i? Da. A început să fac altul acum. Da. Oricum, v-ați nimerit bine astăzi, pentru că mai avem o sărbătorită, vă zic imediat despre cine este vorba, dar numai o secundă, nu plecați copii, nu se întâmplă nimic, e totul pașnic. Ține tu mic. Plantă? Da. Te rog, vino puțin, că avem ceva de inspectat, ceva bio de la Bucovina. Da. Ia. Copii, voi știți pe Jack Spintecătorul? Nu știți, a? Stați că vă explic eu. Plantă, te rog frumos, ridică puțin. Deci, Dane, ne era dor bătată, bă, de ce aici? Vinișor. Dar ai sigilat, bă, nene, bă. Vinișor, da. Vinișor. Nu mai avem cămăruță, avem frigăruță, dar o să ne facem noi cămare, că nu ne lăsăm așa ușor. Stai, de-aia l-am adus sigilat. Ia, mă, plantă, stai, mă, să vedem, mă. Ăsta e din Bucovina, tu știi cum e ăsta? Da, e două. Ia, două? Da. Hai, ia, gustă un pic. Hai că ai slăbit, ia și tu de acolo, poți? Nu pot. Tu știi când erai mic? Numără repede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dacă e până la 10. Nu se pune. Da, nu se pune. Ne luăm din asta. Cât am mâncat noi de pe jos plantă în copilăria noastră, nu? De aceea ne-a făcut mari. Exact. Numai un pic. Tu când erai mic știai chestia, filmul ăla, Shaolin provoacă ninja? Da. Exact asta te provoc și eu, mamă, cu pâine de asta. Pâinea tot din Bucovina?
Nu. Pâinea e de la magazinul din colț. Niciodată n-a fost așa bună. Niciodată n-a fost așa. Dacă cărnăciorii sunt din Bucovina? Da. Danilevici și fiii se cheamă. Sau de la care magazin. Nu. A. Are magazin propriu, da. E firmă de acum cu produsii din Bucovina. Stai un pic, e din Bucovina, nu? Da, da. Ce mâncăm noi e Bucovina. Absolut. Deci ce trebuie, Randa? I-am simțit. Mere din livada proprie. Dar numai un pic, Dane, că trebuie să vedem un pic. Vinul e recuperat de la un parastas. Dai bun. Ce mai e o problemă pentru noi că e vinul de la Parastas, tot din Bucovina. Boda proste, Doamne ajută. Să fie primit, da. E primit. Ia vezi cum e mușchiul de sub. Eu cred că trebuie să facem o altă ediție de duelul ansamblu rănuțedor. Da, de mâine. De mâine. Perfect. Senzațional. Mulțumim. Plantă, nu pleca departe. Rămâi în zonă. Nu te duci în spatele camerelor de filmat. Niciodată n-am avut atâția colegi. Cred că sunt și de la alte emisiuni, Plantă. Rămâi aici. Pentru că... Atenție, vreau să vă prezint pe cineva. Pentru că astăzi avem o sărbătorită. 64 de ani împlinește. Este doamna muzicii populare, Elisabeta Turcu. Și spunem la mulți ani! Ieri a fost ziua dumneavoastră de naștere. Da, ieri a fost ziua mea de naștere și astăzi este ziua fiului meu. Să vă trăiască la mulți ani. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet vouă celor de la ProTV, de la emisiunea ta. Mi-ați făcut numai bucurii în ultima vreme. Noi am vrut să vă spunem, uite așa, la mulți ani în fața unei țări întregi și să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți. Îți mulțumesc din toată inima și tuturor sărbătoriților lunii septembrie și tu ai în casă o sărbătorită dragă nouă românilor. Toate gândurile bune, în primul rând de sănătate și de împliniri sufletești. Eu vreau să le spun celor de acasă că în săptămâna trecută am fost cu colegii mei la dumneavoastră la casa părintească. Da. M-a emoționat foarte tare materialul acela și l-am văzut acum două săptămâni și pe Rică Răducanu. Da. Pentru că întotdeauna ai... o emoție aparte, o trăire aparte când te întorci în casa unde ai copilărit, în camera de la drum. În camera bună și în camera de la drum. No? Și să calci iarba și să vezi stâlpii casei, dar atunci când nu mai sunt părinții să-ți deschidă poarta, emoțiile sunt și mai mari și acolo în colțul inimii și în colțul ochilor sunt lacrimi. Sunt lacrimi pentru că sunt multe amintiri și așa probabil este. Sunt cele așa mai frumoase este, da. Și sunt amintiri pe care n-ai cum să le uiți. Mi-ați făcut o bucurie foarte, foarte mare pentru că m-am reîntors în anii copilăriei mele și rămâne acolo undeva un film. Numai o secundă, pentru că m-am pregătit astăzi, să știți, am venit special pentru ziua noastră de naștere și cu un buchet de flori. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Încă o dată și tot ce vă doriți. Mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc frumos. Bucurii. Știți să faceți bucurii prin această emisiune frumoasă și vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor, la întreaga echipă. Mulțumesc mult de tot. Balada humorului, să știți că o să aibă și un moment special pregătit pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Dar până atunci o să vreau să vă uitați la televizor. Pentru că dacă vă uitați la televizor, o să am o surpriză pentru dumneavoastră. Mă uit cu tot dragul și cu emoții. O zi minunată și plină de bucurii. Te iubim și ne dor de tine. La mulți ani încă o dată. Pa, pa! Măi, Cătălin, copiii mei! De ce? De ce? Da, sunt departe copiii și... Sunt în Anglia de 7 ani și de ce plângeți? Pentru că i-am văzut la televizor, am vorbit mai devreme cu Dragoș. Și nu știați? Nu, nu știam. Vă mulțumesc frumos. Să știți că noi am vorbit cu ei și au vrut foarte tare să vă ureze așa un la mulți ani. Sunt copii foarte, foarte buni. Pe Dragoș? Pe Dragoș nu l-am văzut și pe Mihaela. Doi copii am acum, am o fată și un băiat. Noi am văzut dinainte de Paști. A fost soțul meu acum de curând la ei și eu o să mă duc înainte de Crăciun. Mi-ați făcut o bucurie. Atunci hai să-i mai vedeți frumos. Așa în imagini. Să-i mai vedeți încă o dată cu urarea asta pentru dumneavoastră, dacă v-au emoționat. Da, păi cum să nu? Îi simt aproape. Mulțumesc, vă mulțumesc. La mulți ani! O zi minunată și plină de bucurii. Te iubim și ne dor de tine. La mulți ani încă o dată.
Pa, pa. Mulțumesc frumos și eu vă iubesc, copiii mei dragi. Vă mulțumesc frumos. Știți de ce am vrut să mai vedeți o dată materialul? Pentru că prima dată v-am zis să vă uitați la televizor, da. Și erați debusulată, nu știați unde să vă uitați, ce să faceți. Și am vrut să te mai vedeți încă o dată. O bucurie mare mi-ați făcut încă o dată. Vă mulțumesc, vă mulțumesc la toată echipa. Ce să vă spun? Nu mai stați îmi găsesc cuvintele. Stați un pic, că sunt pregătiți cu altceva. E adevărat că în copilărie tot ce vă lipsea era ciocolata? Oh, ciocolată. Cred că am mâncat foarte târziu ciocolată. Nu-i mâncam Eugenii pe vremea copilăriei mele, nu? Tocmai de aceea m-am gândit de ziua dumneavoastră ce cadou pot să fac decât o inimioară de ciocolată și niște bomboane de ciocolată. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Am să împart cu copiii pentru din grup de acolo. Lăsați cam și pentru ei. Ăsta sunt doar pentru dumneavoastră, mulțumesc. Pentru că v-a lipsit în copilărie, așa spuneți. Multe mi-au lipsit în copilărie. În schimb, am avut dragostea părinților, dragostea fraților și cred că astea sunt lucrurile cele mai importante. Cele materiale le-am dobândit pe parcursul vieții. Și degeaba ai lucruri materiale dacă nu ai liniștea dragoste sufletească și fericire. Dragoste și iubire, da, așa este. V-am zis ciocolată pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Pentru că asta vă lipseam copilărie, nu? Da, păi dacă vă lipseam copilărie, stați, doamnă, un pic. Vai, măruță, câte Doamne! Știți cum e? Niciun copil nu trebuie să fie nefericit. Mulțumesc, vă mulțumesc frumos. Dacă vreți, vă țin eu florile și vă las dumneavoastră ciocolata. Da, uite, dau florile domnului, așa și este. Vreau să spun că pe câțiva dintre colegii de la Suceava îi cunosc și am și cântat, am colaborat cu dumnealor și îi salut cu tot dragul și mi-a făcut plăcere întâlnirea. Zic să țineți de astea cu o mănânc și e păcat. Ce grea e! E păcat că... foarte, e ca o floare. Știți ce gustoasă e? Vai, uite, te servesc. Vrei? Hai! No. Eu, să știi nu, că... dar devine mai ușoară dacă luăm din ea. Da, cu multă plăcere, pe toată lumea am să servesc. Știi că cei din zodia Feciorii sunt oameni... Darnici. Foarte darnici. Și supletiști. Foarte, foarte. Eu zic să ne așezăm, dar cu ciocolată cu tot, și să-i lăsăm pe cei de la Balada Umorului cu tot dragul. Să aibă un moment special pentru dumneavoastră. Da, și le dau la fiecare câte o bombonică de aici. Dan, te rog frumos, haide și tu un loc pe canapea. Și lăsăm pe cei de la Balada Humorului să facă un super spectacol. Sunteți pregătiți? Da. Bă, toată lumea e pregătită? Da, mai cu viață! Da. Câți ani ai? 12. Mulți înainte! 12 ani? Da. Ce aer e la Bucovina? Câți cârnăciori mănânci de aia pe săptămână? Zi. Nu... Și mie îmi bate palma, că și mie îmi plac foarte tare. Oameni buni, îți iau microfonul și vă lăsăm să ne arătați ce ne-ați pregătit în formula extinsă, Balada Humorului. Astăzi, alături de instrumentiști, ca să fie complet, tot tabloul complet. Foarte frumos. Maestre, hai să dăm drumul la muzică. Thank you.
oameni buni din Bucovina sunt acești oameni senzaționali care au fost la noi și la duelul ansamblurilor. Mi-aduc aminte de ochii tăi de când ai venit prima dată la duelul ansamblurilor. Ți-am zis și atunci, nu? Da. Tocmai de aceea, unde e camera? Fii atent, asta e camera ta. Când vii la București întotdeauna la mine la platou, să știi că ai o camera ta. Uite, aia e camera ta, uite-te puțin ca să-ți vadă telespectatorii ochii ăștia frumoși așa din Bucovina. Uite, camera de acolo, camera 3. Ia să vedem. Ia să vedem. Stai un pic. Uite-te acolo. Uite-te acolo și fă-le cu ochiul telespectatorilor, poți? Nu. Nu cu amândoi, doar cu un ochi, așa. Nu. Da, uite-te așa acolo, un pic, așa. Fete frumoase în Bucovina, oameni buni, da, un pic rușinoase, dar nu e nicio problemă. Sunteți de nota 10, mi-era dor de voi, pe cuvântul meu de onoare. Bravo, sunteți foarte tari. Bravo, ați început și școala? Da. Cum merge? Foarte bine. Doar 2 au răspuns. Ok, e bine și pentru restul, da? Bravo, copii, vă rog frumos, doamna Elisabeta, haideți aici ca să nu ne mai tot plimbăm stânga, dreapta. Să întregim tabloul și să-i felicit pe copiii aceștia minunați. Și foarte talentați. Folclorul este pe mâini foarte, foarte, foarte da, bune. Da, știți că la duelul ansamblurilor, cei din Argeș ai dumneavoastră au câștigat. Doina Bascovului. Eu să trăiască domnul primar, să trăiți. Și am susținut pe cei de la Cârcinov. Da. Foarte bun tot și ei sunt minunați. Bravo, vă felicit și vă doresc succes. Perfect. Ei sunt balada humorului de acum încolo într-o formulă extinsă, adică au și instrumentiști senzaționali. Bravo, nota 10, felicitări. De ziua dumneavoastră trebuie să vă rugăm să ne și cântați ceva, vă rog frumos. Cu tot dragul, o melodie nouă, foarte proaspăt imprimată la Chișinău, alături de o orchestră minunată, Mugurelu, dirijată de Ion Dascăl, de maestru Ion Și Dascăl. Cum se numește melodia? La mulți ani, omule bun, tuturor sărbătoriților. Aveți dreptate, doamne, să fie la mulți ani pentru toți sărbătoriții, pentru că presupun că mai sunt mulți sărbătoriți astăzi, foarte nu? La început de săptămână în septembrie. Da, pentru toți care sunt în zodia Fecioarei și nu numai, pentru toți românii. La mulți ani, omule bun, și încă o dată vă mulțumesc. Mi-ai făcut așa o surpriză. Să rămână, vă mulțumim. Da. Dumneavoastră ne sunteți foarte dragă și știți treaba asta. Și eu vă iubesc foarte, foarte mult, toată echipa voastră. Să știți că am o echipă minunată, niște oameni de nota 10. Păcat că nu puteți să-i vedeți. Sunt ei un pic mai timizi, mai rușinoși, stau prin spatele camerelor de filmat, da? Sunt profesioniști, sunt oameni de înaltă ținută. Vă respect și vă îmbrățișez pe toți, de la cameraman și până la ultimul om. Să rămână cântă sărbătorita zilei de astăzi. Spunem încă o dată la mulți ani, iar dumneavoastră vă ziceți... Băi, plantă, zi-mă ce zicem. Vă zicem să rămâneți cu noi, pentru că mai avem multe surprize, dar până atunci, Elisabeta Turcu! La mulți ani, omule bun, azi la ziua ta îți spun, măi, să ai parte de iubire, de belșug și fericire. Rău să te ocolească, binele să te găsească, viața ta fie un rai, numai împliniri să ai, măi. La mulți ani, omule drag, ce iubesc să vină-n prag, măi, cu buchete mari de flori să petreceți până-n zori, măi, un pahar cu ei închină pentru anii ce-o să vină. Petrece, omule, bine, om vedea ce-o mai fi mâine. Sufletul voios, măi, zile multe și senine, oameni buni pe lângă tine, să n-ai parte de necaz și nici lacrimi pe obraz, măi, anii vieții fără nori, zilele un câmp cu flori, măi.
viața fericită ca o floare înflorită. Multă liniște în casă, viața ta fie frumoasă. Când ai sufletul curat, atunci ești un om bogat, măi. Nu uita, fi bun mereu, cu credință în Dumnezeu, măi. La mulți ani, măi, om frumos, să ai sufletul voios, măi. Zile multe și senine, oameni buni pe noi.